Ați avertizat la ultima conferință, mă voi ocupa și de distribuitori. Da, corect. Începând din luna mai, secretarul de stat Popa are sarcină să înceapă să facă o echipă care să se ocupe de la A la Z de tot ce înseamnă distribuție, energie și gaz. Să vedem exact tot ce s-a întâmplat în anii aceștia. Începând de la contractul de privatizare, investiții, prețuri, așa mai departe. Ați avut discuții cu ei? Cu cine? Acum, de când sunteți ministru. Discuții serioase legate de activitatea lor. Nu. Legat de Enel, de exemplu. Sunt convins că vorbim ei. Legat de Enel, de exemplu, a existat o comisie parlamentară în anii 2010-2009 care s-a ocupat până la un punct de urmărirea contractului de privatizare și la un moment dat au dispărut cu totul și concluziile și... Nu m-am ocupat de această chestiune, dar eu când încep un lucru îmi place să și termin. Deci, o să începem să ne ocupăm într-un mod pozitiv, evident, transparent, să conlucrăm cu societățile de distribuție. Adică trebuie să înțeleagă că este o criză peste tot în Uniunea Europeană, deci inclusiv și în România, și politica de prețuri trebuie să fie una decentă. Dacă nu înțeleg lucrurile acestea, atunci înseamnă că au ei o problemă. Dar știți că la un moment dat, ce, să spunea că ar dori să participe la privatizarea electrică. Da. În cazul în care porniți un, eu îi zic război cu distribuitorii, îi mai vedeți rămânând în România și făcând investițiile pe care și le-au propus? Sunt convins, profiturile în România sunt foarte atractive. CEZU, care este, mă rog, unul din importanții jucători pe piață, sigur, sunt foarte agresivi aici, dar, de exemplu, la o întâlnire undeva la Londra, ambasadorul era foarte pornit pentru faptul că energia regenerabilă creează probleme și așa mai departe. Da? Adică, tratăm lucrurile cu măsură. Dacă fraierii acceptă, este ok, este în regulă, dar dacă nu acceptă, atunci nu sunt buni. Ne luăm jucările și plecăm. CEZU a făcut profituri frumoase în România. Nu ar avea motive să plângă. Chiar în condițiile în care a modificat această lege cu regenerabile, profiturile CEZU-ului sunt importante. Ați spus că veți umbla la marjele de profit. Unde vedeți profiturile distribuitorilor, de exemplu? Nu, sunt unele profituri, le numesc profituri ascunse, pe care nu le vezi la suprafață, ci sunt mascate prin tot felul de lucrări, de acțiuni, de consultanțe și așa mai departe. Aici acolo m-am referit. Aveți dovezi, aveți semnale concrete că se scurg bani dinspre zona profiturilor către companiile mamă? Nu uitați că eu vin într-o zonă totuși de când eram ca dumneavoastră tânăr dintr-o zonă privată. Știu foarte bine cum să lucrează. Deci e greu să mă apăcălească.